Zeci de polițiști împreună cu voluntari au desfășurat astăzi o amplă acțiune de ecologizare a malului râului Jiu în dreptul barajului Ișanița pentru a marca Ziua Poliției Române. Săptămâna aceasta, Poliția Română sărbătorește 201 ani de la înființare, pe 25 martie, de Ziua Pulii Vestite. Astăzi am demarat o campanie de suflet pentru noi, Gândește Verde, Gândește Curat, o campanie prin care ne dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la protejarea mediului înconjurător, dar și la împădurirea anumitor zone din județul nostru. Alături de noi se află și prietenii noștri voluntari de la Caravana Ecologizării, cu care o să încercăm să strângem cât mai multe gunoaie de pe malurile râului Jiu, dar și de pe Luciu de Apă. S-au oferit voluntari peste 50 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj și împreună cu voluntarii campaniei de ecologizare vom încerca să ne mobilizăm și să strângem o cantitate cât mai mare de deșeuri. Este o activitate prin care încercăm să tragem un semnal de alarmă tuturor cetățenilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător. Încercăm și noi prin această activitate de ecologizare a spațiilor verzi să dăm o mână de ajutor tuturor celor care contribuie și ne bucurăm că avem alături de noi parteneri din cadrul IRIDEX și AJVPS și sperăm ca prin gestul nostru să-i determinăm și pe alții să contribuie la această activitate prin care încercăm să salvăm cât mai putem din mediul înconjurător. În doar 2 ore, cei peste 50 de polițiști, alături de ceilalți participanți, au strâns aproape 2 tone de deșeuri care au fost ridicate ulterior de pe domeniul public de către operatorul de salubrizare. Caravana Ecologizării este un proiect pe care operatorul de salubrizare al județului Dolj l-a început în urmă cu un an. Este o caravană care adună lunar foarte mulți voluntari din județ. De această dată ne bucurăm foarte mult de sprijinul poliției din județul Dolj. Sunt extraordinari, s-au mobilizat foarte bine și pe noi ne ajută foarte mult pentru că sunt un exemplu de responsabilitate și de bună practică. Medie 4-5 tone. Dar noi nu măsurăm în cantități pentru că tipul ăsta de colectare de deșeuri este mult mai dificil decât colectarea de pe mal. Presupune mult mai un efort mult mai mare.